Сега не се случва, а може би само се не масурата. Май мали не случава. Ще ги дори да тук като ги ела, но не аз да ме нас, май мали, да ги дори да ги адам, да им дори да ги дам. Да ги дори да ги адам, не аз да ме нас, май мали, да ги дори да ги адам, да им. Ще да бъдам аз на дядца, и след това, като тази зарита, като гледа добри, и като това бутка, я се пазам, дира ви, че дупа на стара ви, седем на пепла му се спрема за еле, ще му коя апостоли да отчинова ви по първични. Но и може, че тази си на тази ай вини майче добри. Ще да чуя, но пъде му се лечи сега си на си стара ви. Любия и ера да се върши. Я и мене на сурата и мулка да не бъдам, че ти да любя, помара и любия и реши по-роду. Și ce ați venit ea atunci oamenii pe care iubea atât de mult și a căror mântuire vă dorea până la capăt, au lăsat din pețiunii pe iubit. Nu putem zice pe aceasta. Pentru că noi, iubirea de Dumnezeu și de oameni este mică. Așa cum iubirea mea și Domnului e nemăsurată și neînțeleasă, așa și întristarea ei este nemăsurată și neînțeleasă pentru noi. Și acum, dacă este să ne imaginăm de Maica Domnului într-o postură de Părăția lui Dumnezeu, cred că este îngăduit să o văd în felul următor. Stând la porțile Raiului și așteptându-i pe toți. Sau și mai multe vitalitate, stând la porțile Iadului, încercând să scape pe toți. Fără să se rușineze de niciodă, fără să se teamă de fiul său, ci pur și simplu să se manifeste ca o mamă și o mamă de plină. O mamă de plină care a venit atunci când zicea, iată, așa că este mama ta, i-a zis Domnul Hristos, Evanghelistul lui Ioan, făcând în felul acesta, mama a întregului univers, mama a întregului univers. Este numai de aceea este și singura care l-a urmat pe Domnul la cruce. Vă aduceți aminte că în această perioadă, ucenicii se temeau. Se temeau de ceea ce se poate întâmpla. Și o să vedem și mai adevărat și mai în detaliu acest lucru. S-ascundeau, stăteau de fapte, dar în viitoarea persoană n-a existat niciun frică să-l urmeze pe Domnul. Mai ca bun. Pentru că i-a înțeles din acest taina crucii. A înțeles că crucea nu este pur și simplu ceea ce se vede la exterior, ci crucea dincolo de orice este dragoste. Pentru că dacă îl întrebăm pe Domnul Hristos cât de mult iubește Dumnezeu lumea, își întinde mâinile pe cruce, îmbrățișează lumea și răspunde atât. Nici într-o altă religie nu avem de face cu Dumnezeu răstignit pentru oameni, pentru acolo. Nicăieri în altă lume nu vedem pe un Dumnezeu atât de surghiunit, atât de omenit, ca și creștin. De aceea, Sfântul Pavel va spune Corintenilor, în prima epistolă, prima scrisoare, capitolul 1, că crucea este nebunie pentru cei ce ne cred. Iar pentru cei care cred este puterea lui Dumnezeu. Vedeți și acum crucea rămâne nebunie. Uitați-vă că sunt foarte mulți creștini care și acum se tem, se tem și sublinie, se tem și de Maica Domnului, se tem și de cruce. Pentru că și una și cealaltă dintre cele două realități provoacă. Și noi dacă pe oameni niște crucea mai ales provoacă. De ce poate să fie nebunie și de ce poate să fie putere? Pentru că, ziceam, prima imagine despre cruce când o vedem este cea exterioară. Suferință și umilință. Dacă eu mă întreb pe dumneavoastră, cine primește suferința și cine primește umilința cu voie bună, cred că răspunsul ar fi un amic nimeni. Eu vă spun din stat, eu n-aș primi cu nici suferința și nici nu le primesc. Și atunci, e foarte greu să primești crucea, pentru că în prima plată și cel puțin crucea la ce înseamnă. Crucea înseamnă suferință și umilință. Vedeți, în duminica a treia, în postul mare, s-a citit o pericopă evanghelică de la Marcu, în care era vorba tocmai despre cruce. Și această pericopă era prefacată și generată într-un anumit context clar. La un moment dat, Domnul Hristos le vestește patima.
Ucenicii lor și care le-au dat. Și le spune pe direct că voi fi dat luminile cărbarilor și mă vor răstrimi, dar nu trebuie să voi învia. Și Petru le trage de bază pe Domnul Hristos și ce zice? Să nu se întâmple ziua mea aceasta. Le trage de bază. Și Domnul, bineînțeles că cea după dată, dar mai mult, e foarte asta, foarte dur. Nu-L recunoaște pe Domnul Hristos în replica pe care îl dă. Înapoi a mers nu era el diavolul acolo, dar era diavolul cel care gândea și cel care lucra în el. Dar cine era Petru? Petru era unul dintre noi. Petru era dat în rațiune. Care minte ce zice, că ne-au dus de suferință. Nu, orice în afară de suferință. Orice în afară de suferință. Nu se poate, nu-i voi așa ceva. Pentru că doar. Cu atât mai mult se vine vorba de Dumnezeu. Ce fel de Dumnezeu este cel care suferă? Asta ar putea gândi omul rațional, care merge în față minte. Cum să te închin lui Dumnezeu răstignit? De aceea vedeți că și unul dintre creștini nu primesc crucea. Pentru că ar vedea că Hristos răstignit pe cruce înseamnă, până la urmă, ceva nedrept de Dumnezeu, după rațiune. Și atunci este era clasul rațiune. Pentru că zicea foarte limpede, nu vreau suferință, nu vreau umilință. Pentru Domnul, pe de-o parte, dar el știa că dacă Domnul Hristos, care este Dumnezeu, zice că nu se poate decât prin suferință, am văzut că și eu sunt acea suferință. Deci avea o consecință directă și ne, hai zicem așa, nu ușor de primit pentru cei care erau jur. Dacă Hristos pătrimește cruce, dacă Hristos suferă, înseamnă că și omul nu are altă cale decât suferința. Și mai mult decât atâta, să primească suferință. Să nu zicem cu voie bună, așa cum s-a întâmplat la părință din Ioara, că cineva suferința, sau când îi se părea că le merge prea bine, îi se părea că sunt părăsiți de Dumnezeu. Nu cere, că deja e foarte mult. Dar măcar atunci când vine să putem să o primim, să putem să o acceptăm. Dar el nu știa un lucru, că dincolo de suferință și de umilință, este dragoste. Dragostea care nu umilește. Dragostea care transformă orice umilință într-un act de cinste. Vă fac o paranteză. Iarăși apelez la imaginea mare, pentru că zic, repet, este cea mai concludentă pentru ceea ce înseamnă Dumnezeu. Cine este Dumnezeu? Femeia cananeană. Fica bolnavă. Se duce pe urma Domnului și strigă după el. Și Domnul se face prima parte de nouă aude. Nu este deloc atent. Am zis că este nepoliticos. Ba, am putea să mergem mai departe cu invitezele prima parte. Nu vă puteam. Ucenicii se fac mijlocitori. Doamne, ai mine că strigă. Era și acasantă la un moment dat. O, da, de chiar, dacă mă într-o cultime, cine lasă, trece ca din gură, din gură de șară. Și la un moment dat, Domnul se întoarce și nu se dea un moment de ajutor, o și nu știe cum vine. Și ce este? Nu este bine să-i voi dea filor și să-l aduc câinii. O face și cărțea. O face și cărțea. E o credință pe care aproape că nu pot primi. Și apoi, iar cunoaște. Nu se scandalizează, ci zice, da, Doamne, dar e de repede. Dar și cu inima noastră pe fabricul. Suntem așa, dar și mi-a zis la ceva. E asta ce mi-a zis. Că atunci când iubești pe cineva, orice act de umilință se transformă într-un act nou. Într-un act de cinste, pentru că dragostea este cea care transformă totul. Noi nu ne închidem la un lemn al suferinței și al umilinței. Noi ne închidem la lemnul pe care a curs dragostea, pe care dragostea s-a manifestat aici, adevărat. Nu e Dumnezeu care este de fapt. Zice părintele Rafael de Noica, care e foarte aproape de noi aici, zice așa, există mult Dumnezeu în lumea așa, da, bineînțeles, în sens ironic, dar nu am un profesionist. De ce profesionist? Pentru că vine între noi. Un Dumnezeu de departe, chiar și perfect, dar care nu intervine și nu trăiește viața omului, e un Dumnezeu fals. La fel cum părinții de departe, un părinte fals. Plecăm în spate, iarăși. Sigur, pentru copii. Dar credeți că totul se rezolvă prin banii pe care îi trimitem acasă. Un părinte din Spania nu este un părinte. Un părinte trebuie să-și crească și copii cu greutățile care sunt. Și ne trezim apoi mai târziu că un copil fără crescut, fără părinți, ajunge cu o caretă, așa cum se vede. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu profesionist pentru că este între noi și pentru că se răzignește. Umilința lui,
faci mai adevărat, mai aproape de noi și dacă poți să-ți așa mai de pe Dumnezeu nu este cu atât mai mare cât se face mai mic. De aceea, în consecința, în întâmplări, discuții pe care o are Domnul cu Sfântul Apostol Petru, care încearcă și zice înapoi pe Satana, vine la pietra din Duminica a treia și asta vine pentru noi. Și zice așa, cere ce voiește să vină după mine, să se repede de tine, să-și ia cruce și să-mi urmeze mine. Să se repede de tine, să-și ia cruce și să-mi urmeze. Să-și ia cruce, iarăși zice pe general, înseamnă suferință, să ne ajutăm suferință, ceea ce este foarte important. Să primim așa cum le dă Dumnezeu până la urmă, nu fără de El, dar să acceptăm pentru că suferința, atâta timp cât te lupți împotriva ei, e foarte grea, și în măsura în care o asumi și o accepti, devine mult mai ușor. Pentru că nu vor de rost sigur. Deci, pe de o parte, acceptând suferința, dar pe de altă parte, ce înseamnă crucea? Crucea înseamnă vulnerabilitate. Crucea înseamnă slăbiciune. Crucea înseamnă păcătoșirea noastră. Crucea înseamnă ceea ce noi suntem. A ne asuma crucea înseamnă a ne prezenta înaintea Domnului, a ne duce înaintea Domnului cu tot ceea ce noi suntem. Dumnezeu nu ne așteaptă numai în clipa în care suntem perfecti, desăvârșiți, curați, ca să se întâlnească cu noi. Culmea! Că Hristos nu vine acolo unde ne-am imaginat Domnul. Nu vine pur și simplu în locurile curate, nu vine la cifrez, ci vine unde e păcatul mai mare. Și nu pentru că nu e păcatul. Ci pentru că și pentru că nu e el. La fel cu un bolnav are nevoie de medic. Nu te duci la aplicat când ești sănătos. Te duci când ai cancer, când ești bolnav tare. Și iarăși, medicul, când ești bolnav tare, nu te sfiește de tine acolo unde e purul și mizeria mai mare, ci acolo este, ca să vină ce. Hristos este medicul care acolo este. Nu ne așteaptă să ne instalăm virtuțile noastre presupuse, ci ne așteaptă să ne punem în față ceea ce noi suntem. Asta înseamnă să te iei crucea, să te pui înaintea Domnului cu toate ale tale. Dar e cel mai greu exercițiu să te vezi așa cum ești. De regulă noi ne frantăm. Vedeți că cele din afară, mica vorbire, fardurile din afară vor să ascundă vârsta. Dar există farduri mult mai serioase decât cele pe care noi le folosim fizic, fardurile care ne ascund de ceea ce ne suntem. Noi ne ascundem. Ne ascundem sub chipul unui protocol, ne ascundem sub chipul unei haine, ne ascundem sub chipul unei funcții și lucrurile pot să continue. Și în felul acesta trebuie în rugăciunea permanentă. Nici noi nu mai știm cine suntem pe la noi. Și adevărul vă va face liber, zice Domnul. Adevărul vă va face liber. Adevărul cine ești, cine ești tu? Și Domnul te vrea așa cum ești tu. Bună la vrea și mă rămâne. Te dai un prieten, ca o familie. Ce e mai de prețuit? O imagine bună sau sinceritate? Sunt convins că în orice prietenie, chiar și familie, când apare minciuna, deja se zbuduie relația. Nu mai poate să reziste. Pentru că minciunea e mai grea decât păcatul în sine și decât rău în sine. Pentru că înseamnă nerecunoașterea cine ești tu. Ori nu poți să stai de vorbă cu cineva, atâta timp când nu se prezintă așa și cu tine. Trebuie să ai un partener clar în fața ta cu cine stai de vorbă. E acest lucru înseamnă să ne asumăm cu tot ceea ce suntem noi. Și lucrul acesta este dovedit. Când ne apropiem de acele momente, de ce se întâmplă la fața de cruci, sau de crucea Domnului? Trei cruci pe acolo. Una, două, în centru și celălalt două, pe fața. Și am trei de cuvinte. Acum noi mergem în Țara Sfântă, la Gorgota și vedem că e biserica frumoasă, mare, așezată, multă lume. Dar să ne închipuim că pe vremea aceea Gorgota era la marginea orașului, nu doar că era la marginea orașului, dar unde erau mizerile, unde erau gunoarele, unde erau leșurile neavântate, unde erau... Ce se poate mai rău? Acolo era crucea. În mizerie. Și acolo, în acea mizerie, Stăpânul Cerului este ridicat. În mizerie. În mizerie. Și mai mult decât atât. Primul cetățean al Împărăției Cerurilor se naște din mizerie și din mizerie.
Primul ce plecat în Împărăției Cerului de Oriente, tătarul de Adrian. Nu era roba de Duhul Sfânt, ci era roba de un tătar. Era roba de un tătar care își recunoștea bine. Care recunoștea, care îi prezenta cine este el. El era Domnul. Și știți că este o poezie foarte frumoasă și o să vă rog să-mi permiteți să vă recit parte din ea, care primește chiar așa de mare și care descrie acest itinerariu absolut minunat pe care el îl trăiește și absolut dătător de nădejde. Dătător de nădejde pentru tot cel care crede că nu mai există șansă pentru el. Și târziu, când paradisul s-a închis cu muezin, printre stele se depoartă, vine cerul de spre el. Ochii lui sunt plini de frică, păr în frunte, față sustă, peste trupul plin de sânge poartă o cămașă ruptă. Ce vrei? Îi spuse unul dintre îngerii străjeri. Cine ești? Îl mai întrebă scotind cu ochi de vite. Eu, răspunde cel străinul cu creșterea oraptat, sunt un păcătos din lume. Nu știu să fi fost păcat, să nu-l fi făcut în viață, am ucis, am jefuit. De copil m-am prins obrajul de pahar și de cuțin. Mă țineam ascuns în pește și pândeam pe cei bogați, sângele curgea ca apa, apoi galbă din prădat, miluau toți cârciumare și temeile pierdute. Și cădeam în zori probale, pe prusturi și cucute. La altare n-am dus jertfă, nici o mierdă de când sunt. N-am știut de rugăciune, n-am avut nimic astfel. O putere, un balaur, îmi da brânci, să beau, să prag. Vai, destul, vorbi străjerul, lucrul tău e acolo în viață. Și cu mâna lui întinsă, i-a arătă în josul cer, într-o gură de tuneric, flăcărbind într-un crater, sunt îngrozit străinul. Iar apoi, în ce șoptit, da, acolo, dar ascultă, înainte de a muri, o să zic fiind la moartea cea mai grea, mai blestemată, fiind uit pe dreptul crucii, am văzut pulit de gloată un profet murind alături, ba, mai mult decât un profet. Nu era un om bun, ci sub frunte de nămet, îi plutea în ochi o pace și o dumnezeire grai. El mi-a spus, privind în fața, azi vei fi cu mine rai. Ce-am făcut ceva? Un cuvânt mai am spus. Dacă tot ce văd de raiul nu e pe aici acel Iisus, o, Iisus, e aici în slavă, tot ce vezi de aparține. Dar de ce te-a făcut fața cu o timp? Sau plângi, străine? Rău-te, o vorbă mai. Nu știu cum să spun amarul. Dacă e Iisus aici, spune-i că a venit tâlharul. Vino, poartă-i de lipsă. Domnul îi vorbește prag. Îl privește în tâlharul, pașii înapoi se trag. E Iisus acela mantel în veșminte stâmpitoare? Păi, nu ia lui. Nici pârâul, nici cămașa de soare. Dar privirea de lângă ochii. El. Și-am văzut vreoamă. Cum? Dar cine îmi zică? Ochii unii pot să creadă. Doamne, sunt murdar și drențe. Sunt și strânse vorba timp. Eu în haine de lumină, eu sunt harul printre sfinți și luvântul despustine, strălucitul păietros, lângă tron, ducându-l zise, el mi-a fost întâiul rod. Și atunci să știu oricine, unde ai stat în harul, nu-i pe lume cum să creadă și să nu-l primească harul. Nu-i păcat pe care Domnul nu și-a pus făgăduința, unul singur nu creadă niciodată și acela e necredința. Crucea este această nădejde pentru noi. Este declarația de dragoste pe care ne-a făcut-o Dumnezeu. Nu pentru cei care se cred drepți, ci pentru cei care se cred nedrepți și care au nevoie de El. El a venit fratele și le-a zis tuturor, voi vedeți,
да я чувствую твоя декларация. И она так получится эту декларацию. Чем вы? Что ты же я любите? Но экзистка за вас, даже дорогой, мой маленький, ты созовет этот ученик. Ресурс становится. Ресурс после своей моды, да, че черепуне есть качатка декларация. И есть качатка жертва, такая ваша. Pentru ceilalți, pentru umanitatea de care trebuie. Și acum ne întoarcem la Maica Domnului. Ei, toată această taină a crucii, această dragoste, ea a trăit-o de plin. Și ziceam că a fost unica care nu l-a folosit pe Domnul nicio clipă. Toți ceilalți ucenici, bărbați, în toată firea. La un moment dat, am fost în stare să fugă de la fața Domnului și să se uite de departe. Sau într-o parte, sau chiar de departe, să se ascundă sub cheie. El vede, care i-a zis, dacă toți se vor lepăda de tine, iar nu te voi lepăda, nu voi lepăda, nu te voi lăsa, la foarte scurtă vreme, de trei ori s-a lepădat în aici să se trecă coșul și apoi a venit spate. Și apoi și ceilalți. Maica Domnului, nici o clipă nu l-a părăsit. Și de aceea, în cântările noastre, noi zicem că mult poate rugăciunea Maicii spre încălzirea Stăpânului. Pentru că a trăit ceea ce El a trăit. A trăit suferința Lui. Și atunci, unitatea dintre ei a fost deplinită. Și a căpătat trecere. Și atunci, ne înțelegem încă o dată, că o susținem încă o dată, cât de săraci sunt cei care, dacă și cu cea de parte, și pe mai care nu de doar. Cum să înțelegi dragostea lui Dumnezeu fără cruce? Cum să înțelegi dragostea lui Dumnezeu fără de Maica Domnului? Care ea însăși a trăit toată această suferință și s-a pus garant pentru lume. Și vom vedea încă un moment foarte important în care ea s-a pus garant pentru lume. Prima minune pe care o sfârșește Domnul este în Cana Galilei. Se duce la nuntă, și pe cât era nunta mai întoi, mai frumoasă, și șiervii erau foarte petrecere, așa cum sunt și noi. Și când era nunta întoi, a rămas fără băutură, fără băutură. Un moment penibil, am zis ceva i-am spus. Și acum, mai după parte, așa a venit stăpânul nunții, cel care v-a dat nunții și a zis mai ce Domnului, nu mai avem vin. Și a venit și a șoptit Domnului și a zis, nu mai au vin. Și Domnul se plimbă frate și a zis, ce ne privește pe mine și pe tine femeie, n-a venit de ceasul. Nu era vorba de lupa lui. Era vorba că nu mai făcuse nicio minune, adică până atunci. Hai să zicem așa, nu era programată minune. Dacă la Dumnezeu funcționează noastră de limbașă. Nu era programată minune. Și Domnul își mai Domnul îi zice celor care se leau la masă, un lucru foarte important, faceți tot ceea ce vă spun. Și apoi el se rocește, se umple masele toamnă și apa asta pe face, cum face vin și apoi se dă la masă și știți că vinul de după era mult mai bun decât cel dinainte. Noi facem invers. De asta și zice unul, că de regulă oamenii la o stăt sunt prima de două ori acum. Și când cei care participă, să zicem așa, sunt într-o stare mai mult sau mai puțin lucidă, atunci pot să pună și altceva de calitate second hand, să zicem, sau de a doua calitate, după ce iau și zice, stai cu tine, stai cu ce dar care era ideea? Că Maica Domnului schimbă planul lui Dumnezeu. Se vede plinte de aici. Cine mai grește împotriva Maicii? Domnului care arată de asta. Uitați-vă, Maica Domnului schimbă planul lui Dumnezeu. Să vede care este cele mai tare Dumnezeu. De asta noi avem în bisericile noastre și de asta biserica în sine este primată prin simbolul Maicii Domnului, pentru că Maica Domnului este templul al lui Dumnezeu, biserica este templul al lui Dumnezeu. Deci Maica Domnului este cea care schimbă planul lui Dumnezeu. Iar cei care se aseamănă, ei devin și fericiți. Și aici îmi fac atenție la un alt moment, un alt moment important din viața ei, când la un moment dat Domnul vorbind, o femeie din popor a intuit bine și a zis așa, fericit este pântecele cele care le-a purtat și sunt de la care Iisus. Era absolut adevărat lucrul ăsta. A înțeles și ne stătea în față, că Dumnezeu. Și atunci a venit înțeles că și Maica lui Dumnezeu trebuia să fie cineva foarte special. Și atunci Domnul a zis așa,
Așa este, dar fericiți cei ce ascultă cuvântul Dumnezeu și îl despre. Ei, ce se întâmplă aici? Vedeți, din pericope a vermecică de dinainte, cu Luca din Cana Galilei, Maica Domnului a lăsat un testament umanității între Iisus și și acest testament este face tot ceea ce vă spune. Asta e rolul Maicii Domnului. Nu cinste pentru ea în fești, ci arată spre Domnul. Face tot ceea ce vă spune. Și acum, în acest cuvânt al Domnului, el însuși confirmă. Este fericită Maica Domnului, dar fericit cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl pe el. Adică cei care fac ceea ce Domnul spune. Sunt fericiți cei care fac ceea ce Domnul spune. Este testamentul pe care Maica Domnului ne dă și nouă. Face tot ceea ce El vă va spune. Tot Sfântul Siloan, vedeți, el, acest Sfânt Siloan, a avut o experiență deosebită cu Maica Domnului. El însuși a simțit-o pe Maica Domnului și a simțit-o pe Maica Domnului responsabilă de întoarcerea lui. De întoarcerea lui la viață. De asta de și își pune în scris ceea ce vine de pe urma experienței lui și nici așa. Ne spune nou. Dar am ști cum iubește prea Sfânta pe toți cei ce păzesc poruncile lui Hristos și cât îi este de milă și se întristează pentru cei ce nu se întreaptă, am făcut acest lucru pe mine însumi. Nu mint. Spun adevărul înaintea feței lui Dumnezeu pe care sufletul meu îl cunoaște. Cu Duhul am cunoscut-o pe grăbăta fecioară. N-am văzut-o. Dar Duhul Sfânt mi-a dat să o cunosc. Dacă n-ar fi fost milostivirea ea și pierit de mult, dar ea a vrut să mă cerceteze și să mă lumineze, să nu mai păcătuiesc. Ea mi-a spus, nu-i frumos pentru mine să mă uit la tine să văd ce faci. Cuvintele erau trecute, liniștite și plânte și ele au lucrat asupra sufletului meu. Au trecut de atunci mai mult de 40 de ani. Dar sufletul meu n-a putut uita aceste cuvinte dulci și nu știu cum mi-aș putea, ce aș putea de la timp eu, păcătosul, pentru dragoste în față de mine necuratul și cum voi mulțumi bunei și milostive Maici a Domnului. Este experiența pe care Sfântul Siloan a avut-o însuși cu Maica Domnului. Ea este foarte aproape de noi. Și zicea, și acesta este gândul cu care să rămânem cu referință la Maica Domnului. Ea nu este pur și simplu stăpână și împărățeasă, cum o gândăm noi numele inne, ci este mai degrabă și mai importantă decât orice, este mama. Iar mama este cea mai importantă calitate din această lume. Asta înseamnă, spunea, suferința asumată, dar mai mult decât atâta suferința suferită în dragoste. Pentru că suferința fără de dragoste este absurd, absurd de ceva absurd, are și un rol, în schimb, suferința atunci când este susțită de dragoste, în capătă sens și îl înveșnicește pe om. Și ce am vorbit de final, am trecut de ceea ce înseamnă un curs academic 45 de minute, am văzut și la studenți că ceea ce trece de 45 de minute înseamnă perit, aș zice așa, înseamnă perit, merge perit. Până acolo, oricât ne descurcăm, ceea ce trece de peste 45 de minute, atunci îți dai seama că trebuie să termin. Dar fac o bună. La noi, la catedrală, în Cluj, de câteva vreme, de câteva luni în urmă, era un preot care a ieșit profesor la facultate, foarte spiritual, tardiv. Și a venit un vorbitor de la predică, în biserică. Și a vorbit foarte mult. Și părea că nu se mai termină, nu mai termină. Și este preotul pe care vorbesc între Sfintele Uși, avem și Ambon, preotul predicat Ambon și este între Sfintele Uși, și zice, părinte, te rog să treci pe tot ce știi astăzi, mai lasă și pe toată. Sau mai lasă, cum știți, în biserică, că de regulă noi vorbim mult cu preotul. Și că preotul tot așa vorbește foarte, foarte mult și un copilaș la un moment dat adoarme la predică. Și se trezește brusc așa și el zice, tată, eu terminat? Și zice, o terminat, dar nu se poate fi. Dar nu-mi doresc asta și doresc să rămânem cu ceva concludent. Crucea înseamnă pentru noi declarația de dragoste pe care ne face Dumnezeu.
când te uiți la ea și vezi pe Dumnezeu răsfinit, îl vezi îmbrățișând lumea. Când ți-e mai greu? Privește la cruce și vezi pe Domnul care suferă și El împreună cu tine. De asta Dumnezeu nostru e profesionist, că nu stă deoparte, ci suferă împreună cu tine, suferă împreună cu mine, suferă împreună cu noi. Și apoi imediat, când te duce, o mai vedem pe Maica Domnului, care trăiește aceeași suferință și participă la dragostea cu care Dumnezeu iubește în această lume. Și aș vrea să vă mai spun doar un lucru. Tot o poezie și cumva să o leg și să o transform și într-o concluzie legată de Duminica, că acum a fost și cu la vestire ieri, dar a fost și Duminica a 5-a, a fost mare. Și acolo era vorba de una dintre dimensiunile cruci foarte importante. Doi dintre apostoli au cerut Domnului să-i pună de dreapta și de stânga. Vreau și de onoare. Ca asta avem și noi, în general, în aceasta. Vedeți? Să ne pună în față, să ne vadă lumea și să ne ofere ceea ce noi credem că merităm. Și atunci Domnul, bineînțeles, că e ceartă din ofer și le spune și lecția. Calea pe care El o aduce nu este a urca în cer așa de repede, ci este calea smerenie și paradoxal. Trebuie să urci smerenie. Nu trebuie să cobori smerenie. Trebuie să urci smerenie, pentru că în timp în care cobori, trebuie să urci smerenie, atunci de fapt te vei înalța. Nu mai greu pe cel care te înalță, pentru că smerenia în care te vezi așa cum ești de pare și te vezi și Dumnezeu, da, am nevoie de tine. Atât. Când ești puternic, nu ai nevoie de nimeni. Când îți recunoști că n-am greșit și știi ceea ce ești, atunci ai nevoie de tată, ai nevoie de Dumnezeu. Dar cred că și un copil, uitați-vă, un copil când aleargă și se rugește de la genunchi, ce face? Urlă după mama și după tata ca să-l ia brațe și să-l sufle și să treacă repede. E așa cum, când își asumă și simte păcatul și simte suferința lui, atunci am vrea să arunce în brațele Domnului. Până atunci e destul de în regulă și fără. Și atunci, dimensiunea asta a cruce pe care vreau să vă subliniez în cele din urmă este slujirea. Slujirea. Și aici e foarte important, că zice, învățați de la mine, că Domnul când zice, când le spune cu povestea cu smerenia, zice, dați-vă la mine, ceea ce fac eu, aia face și Domnul. Ce face Domnul? Să coboară. Să coboară unde e nevoie de el. Nu să fiește de păcat, nu se zvește să se întâlnească cu păcatul, nu chiar făcea păcatul, nu se zvește să se întâlnească cu păcatul pentru că vrea să-l vindeci. Și acolo pe coboară. Să fiți atenți să fiți. Și acum mă adresez dumneavoastră și nouă care suntem în biserică. Eu vreau să fie foarte puritat. În ce sens? Mi se pare că toți cei care cască în curtea bisericii și în biserică, trebuie să fie ușă de biserică. Așa zice. Ce caută asta biserică? Dacă nu l-am văzut o vreme sau știm noi care e viața lui, ce caută asta biserică? Asta e prima reacție. Și uităm ceea ce este înțeleagă. Că Domnul a venit pentru cei păcătoși și că biserica nu este un pension, nu este un han, nu este un poder de 5 stele pentru cei păcătoși. Ci este, dacă vreți, un centru paletiv, este un centru pentru canceroși. Dacă noi ne simțim bolnavi de cancer, mergem la biserică. Dacă înseamnă că avem nevoie de Dumnezeu. Ei, și atunci, El este cel care slujește. Nu slăbiește să slujească. Ei, calea pe care ne invită Domnul este cea a slujirii. Este cea a slujirii. Ne facem tuturor toată. Ne facem tuturor toată. Și pentru că s-a apropiat săptămâna mare, cealaltă, vreau să vă recită cuvinte iarăși pe care o știți. Stai tare și să mai recitiți și recitați și dumneavoastră. Ne-am ieșit din obișnuința unele de prost. Dar să știți că sunt foarte necesare. Toată ziua, timpul pe care mai avem noi liber, ne petrecem la televizor. Ceea ce mai face bine. Televizor sau pentru tine în spate, calculator, computer. Și eu sunt cel puțin o oră pe calculator. Și nu avem timp. Nu mai avem timp, nu mai putem de alte lucruri. Inclusiv să mai citim o poezie. Să nu mai zic să citim din Sfânta Scriptură, câte un capitol în fiecare zi, sau un cuvânt după obicei. Intrăm în casă, primul lucru pe care îl face, pornim televizorul. Ca să o zic zgomot. Că nu ne face singurătate, nu ne face liniște.
Oricând ne întâlnim pe Dumnezeu în zara, nu se poate. Vedeți cineva, se vede cu piață, urlă cineva, strigă cineva după noi, dar nu mă zic că ar vrea să te voce acolo. Auzi, mă atunci când e liniște și pe Dumnezeu, mă atunci când e liniște. Ei, nici nu vreau ce să nu mai știu să facem. Și de unde am vorbit? Dar pentru acesta, că tare bine ar fi. Ca să nu zic numai pentru cei care sunt doar mică vârstă și pentru tine, pentru că nu se mai citește din nefericire, să pună mâna. Să citească o poezie ca să înceapă să simte realitatea un pic altfel. Să simte realitatea pe nu doar atât acum, cu sunui doi, ci ce vine din treaba asta. Pentru că se poate și altfel în această lume. Sigur că ai nevoie de cele materiale, dar dincolo de cele materiale, ia ceva care îți oferă fericire. Dacă în lume, ai pe aceștia, dar în centru fundătură, te vrea să mai scoate nimeni. Ai de toate. Și oricum, nimeni la Dumnezeu nu prea avea de poate nu le avem, nu le avem așa cum ne-am dorit, dar oricum, vedem că și societatea care noi trăim, l-a creat pe omul frustrat. Frustrat fără să muncească. Pentru că ne ducem într-un supermarket, cum îl numim acum, și bineînțeles că nu avem chiar bani să cumpărăm tot ce e acolo. Dar nu ne gândim ce avem nevoie de tot ce e acolo. Ne gândim că le avem pe toate și să fie frigiderele pline și cămările pline și casa plină. Bineînțeles că 60% dintre produse de anul că asta e. Dar nu să fie plin, să avem de toate. Și atunci când te duci acolo, dacă nu-ți poți cumpăra numai 50% din ce acolo, te fii frustrat și deci că ești sărat. Am mai depinde ce înseamnă sărat. Vedeți? Până la urmă, ar trebui să facem așa egal, să mi-au informatez, dar ce înseamnă să vezi ceea ce este absolut de ce fac. Portă, cum înseamnă. Nu înseamnă să te chinui, nu înseamnă să mor de foame, ci înseamnă să vezi efectiv ceea ce e nevoie și ceea ce e nevoie. Și să reduci totul la ceea ce e nevoie. Dar nimic. Și vreau să zic cu această poezie, care le arată pe Domnul, slujim. Și ne arată clar. Cruci. Crucea care nu este doar un simbol, nu este doar o imagine, ci este un mod de existență. Cine are crucea înfiptă în el, acela iubește, și acela să uită la Dumnezeu cu drag și să uită cu drag la ce Dumnezeu. La cine ce de Paște, în camera de sus, un conjugat a fost rălcat și de sus. Se revărtă în speiești cu o galbe de lumină, pe armele calde, pe mielul fără mine. Era făcut prilejul și toate pregătinte, dar vai, uitați-vă gata o stuga de mine. Un rog sau o copilă, ca după vremii lege, curea roade pe creze, perețele de lege. Să le aline talpa, de colul de pe drum, și acum, cei doi prilege și sugerii cu oarecum, se întreba un cuget. Cum vor ședea la rugă? Sau cine își va pune ștergarul cel de slugă? O iarnă iubise încruntă, privind cu tulburare, când vasele cu apă, când praful pe picioare, și Duhul îi întreabă cu șapă de ușoare, n-ai vrea să spui tu, Petre, ștergarul asta seara? Chiar eu nu șa de mine, eu doar sunt mai bătrân, dar tu, ce mai tânăr, eu stau lângă stăpân. Dar tu, întreabă Duhul acum pe Andrei, chiar eu sunt cel din urmă la Domnul între ei? Dar tu ce zi doar punga? Eu am făcut de ajuns. Am cumpărat venite și el l-a spus. Tu, Domnul, nu vrei oare să fii tu cel ce spală? Sunt trist. Se rudă în mine umbră de îndoială. Dar tu, Matei, tu, Filip, dar tu, Tadeu, dar tu. Și fiecare cruce, răspunsul a fost nu. Atunci de tutul și vreul și haina într-un unghier, s-a ridicat pe pânul cel coborât în cer, și într-o șurând ștergarul s-a plecat ușor, să-și spene ucenicii ca roba tuturor. De atunci pe apa vremii, atât ne-am căutus, și acum atâta oare s-a șeamă iar Iisus, să întrebe tot prin Duhul pe cei ce nu înjoară, n-ai vrea să spui tu, Gheorghe, ștergeau de Dumnezeu? Dar tu, Mărioară, tu, Radu, tu, Mihai, frumos să fiu dat acolo sus în rai. Dar azi, sub mintea mare, unde cazul greu se curmă, nu vrei în lumea asta să fii tu cel din urmă? E mult mai decis, dar cred că ești un cioc.
Внутри чувства са правда, а правда си от Европ. Сутрани не ги душите, са му курче шести, патистен календар, имитайни се преди, са въдо да върнаме, вътре да върхотере, са двама си врати, чести да бриере, са пруча ваша краса, помага в спитал, война, къде общавно сталватор се гнали. Тече е осеняда, ши жертва на неотвите. Și nu te privedere și iarăși cu un canzor. Nu mănui cuvântul când harul nu ți-e dat, cât mătura și apul și rupa de spălat, cât grafica, toporul și roata la fântână, ciocanul tău la carte și gata la bătrână. Să stai de veche noaptea la câtul căpătăi, să întorci cu greu bordavul, să rați și să mângâi, să-l scoți acolo la soare și să-i alin amarul. Nu vrei cu mine, frate, să-ți întoșor ștergarul. Chiar el nu și-a devenit. Eu nu sunt mai bătrân. Chiar el, eu sunt prea tânăr. Eu stau în stăpân. Chiar el, eu nu am mers. Eu am făcut de ajuns. Chiar el, chiar eu, se aud același risc răspuns. Și atunci, lăsând plecate cu luna lui și haina, iubirii fără margini, trăindu-și arăși taina, încerc atâta oare s-a plecat iar sus și plângând pe gânduri, ștergarul iar și-a pus. Și așa cum o îndărtit să se apleacă lângă trunchi, stăpânul omenirii se apleacă în genunchi. Stăpânul omenirii se apleacă în genunchi. La jurul fără slavă, Iisus ia se înjugă, el împăratul vieții, din nou e rog și slugă. Veniți pe orice vremii, murdate Iisărână, Iisus vă spală iarăși cu propria sa mână, veniți voi ce împăcată, nădejdea se frânge, Iisus vă spală astăzi cu propriul său sânge. Voi, frate, goliți mândria, visările și somnă, luați cu drag ștergarul alătura de Domnul și nu uitați, pe cale, orice lucrare e bună, dar cine ia ștergarul, acela ia cu Domnul. Cine ia ștergarul, intră în școala lui Dumnezeu care este școala dragostei. Lumea în care noi trăim, anii pe care mi-i dă Dumnezeu, 30, 40, 50, 70 sau mai mulți, nu sunt decât o școală în care omul învață să se iubească. Dacă învață să iubească, moștenește deja împărăția lui Dumnezeu și se întâmplă ceea ce vă zice Domnul, împărăția lui Dumnezeu deja înăuntru vostru, pentru că cine iubește deja trăiește raiul și uitați-vă la cei care știu să iubească, cât de frumos trăiești, cât de vese și de plăcut sunt și ți-e dragă în jurul lor. Cine nu învață să iubească, judecata pentru el nu va însemna ceva decât validarea ceea ce a trăit de viață. Ura, egoismul, singurătatea și toate celelalte care vin din acestea. Perioada pe care ne aflăm acest lucru de pune în față și anume chemarea de a intra, de a urma Domnului pe care puci, de a intra în această școală de la Dumnezeu. Noi intrăm. Și apoi pas cu pas există dascări care ne învață în această lucrare, care sunt Sfinții de Dumnezeu, Părinții Biserici, și pas după pas înaintăm, până când Dumnezeu va rămâi ca să ne cheme în eternitatea Lui și atunci să trăim toate aceste sentimente mai poate adevărat. Încă o dată zic că m-am propus să fiu împreună cu dumneavoastră în această seară și sper de toată inima ca ceea ce v-am spus să nu fie un cuvânt teoretic, fie și structurat, ci să fie mai degrabă un cuvânt care să lucreze și să aducă după el transformarea noastră. Viața e prea scurtă ca să dobre frumos. Atâta zice. Vă mulțumesc că ați avut răbdare, vă mulțumesc că ați venit și că ați răbdat și un pic de fric. Tare mi-a plăcea că a fost din cuvântul Domnului, în așa fel încât, vedeți, atunci când ascultau pe Domnul să nu se fie simțit atât de tare spațiul de conjurător care nu-i tot mai 100% prieten, așa cum se întâmpla atunci cu el. Nădăjduiesc că dea Dumnezeu un post cu folos și în continuare, iar să vedeți sărbătoarea Paștilor să vedească cu multă, multă bucurie. Mulțumesc!
najveći procesor, znam da vas je do ceku vidite, spati se šadu u čestom, s čima je tine, čestiće stavite. Naša kur, do ceku rada, letačno je importantno, da se im kam kjer objasa na sreći, da se na kase roci da se im kada kruči sa ovu sreći rača da je razli. Skurda, da se Marijuske, što ono si da na tih sreća, da nas se sada da kaši će mi spati ti peruza. Da, no, ali da pare što ti ne se ono ne 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 ono da ga već ima je institura za vedenske ogromada za ljubu boru sa desetra za time, za profilo. Va po nama je mutne exemple da ono je apsolut konoskući i mutre se ne vita mi špun, fiu institutor. Sigur, diskusija se mulj na kolo čine je devine, kunje devine, da če je foarte interesant je că avem un fiu care mai târnă, nu știu ce vârstă avea, dar oricum, probabil era la vârsta majoratului, majoratul nostru, cred că avea mai multă de chiar mai tânăr, și vine în fața tatălui și ce nu vrea să facă. Adică ce o jumătate din avere. Eu o impunitez total. Dacă vedeți care e atitudinea tatălui, a lui Dumnezeu pentru voi, pentru noi, pentru tine. Zice, te dea jumătate din avere. Păi, tata e trebuie în avere, rămâne testament, dar există două variante, fie rămâne testament după moarte, fie de donat, dar există nevoie tot după moarte. Ai spune tatălui, dăm jumătate din avere, ar însemna, nu numai să nu respect, dar te dorești moarte. Implicit. Și tata ar fi de bun Dumnezeu cu tinerii, așa face cum îi zice, cum îi zice de bun. Dar vedeți că, deci, că există trei două pe lumea aceasta. Foarte important. Unul e, hai să zicem, poate chiar patru, prima de dorință, dorința să vă dimași. Nu trebuie să mâncăm, să bem, să se simte bine. Asta duce de vreo de depășit. Apoi, după dorința asta, există un dor care vine după părinți. S-a întrebat, care în dor direct, sănătos și cu multă de Dumnezeu și ține de grație, cu faptul că tata iubește copiii sau frații între ei, e foarte dor de grație, soțul de soție, prietenul de prieten. Apoi este și un dor de Dumnezeu, un dor de Dumnezeu care este exprimat de Salmin, în ce fi dorește cerul izvoare de apelor, așa te dorește sufletul pe tine, Doamne. Păi ce înseamnă cu cerul? Că cerul dorește numai mulți. Și dacă stau într-o zonă de copii din diverse motive și gătește apă de bază, nu te are. Fuge ca de bunul, care avea de bunul, până în bunul în bunul, ca să bea apa aia, că apa aia este sensul de întâlnirea cu Dumnezeu. Dar mai există un dor. Și este dorul de Dumnezeu. Și este specific nou, că tot. Dorul de lucră. Dorul de lucră înseamnă că n-ai niciun sens. Că tot ce vreau pe o destinat, un scop, dar dorul de lucră nu. Pur și simplu, vreau să fie plecat. Îți vine vârsta, eu am plecat acum 19 ani, eu am destul de plăcut de 12 ani, dar îți vine vârsta și te duci pur și simplu. Ca nebun, ca nebun, te duci pur și simplu. Nu mai cam nu nimic, așa trebuie copilul cel mic. Dar ceea ce mai e frumos, uitați că tata îl acceptă pe copil, așa, cu dorul lui de lucră. Ce bine, dragă, dar du-te, 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 face vrei. Du-te, face vrei. Pentru că un copil așa e, așa e normal, ce aici vreau să ajung, să fie curios. Un copil trebuie să exploreze. Nici un copil care stă puf acasă, cocoloșit de mama lui, nu va deveni un om adevărat. Niciodată. Țineți-vă copiii, iertați-mi îndrăzneala, până la 20 de ani, așa, cât ei să nu facă nimic în acasă și mai trebuie să vă spun, mai trebuie să facă nimic. Nu poți să-mi stai ziua de 5. Un copil trebuie să plece acasă. Avea un profesor și o exprimare vulgar, la un moment dat trebuie să le împingi de la spate. Îi dai drumul, pur și simplu să plece în lume, să vadă el cum e viața. Și asta vreau să zic, să fiți curajoși și curioși. Dar curajoși și curioși nu chiar cu orice. Există limite. Nu cu lucruri care pot să ruineze. Și acum eu contact cu tine din destul de mult. Și te întristezi când din curiozitate prind la tortură, la droguri chiar din nefericire și la lucruri care îți modifică imediat de viața. Nu mai poți să întorci înapoi. Nu mai poți oricum de viața. Așa că e foarte bine să fii curios, să te duci să explorezi, să vezi lumea aceasta, să vezi cum funcționează. Dar nu chiar orice, să pui niște minte. Știți vorba părintele să ne papa ce zice așa, dacă tinerețea ar ști și dacă vă înțelegi de ar putea. Cam așa de lucru.
când ești tânăr cu știi, când ești bătrân mai poți. Ei, Domnul iubește pe tine foarte tare, foarte tare și lasă să facă ceea ce vor. Dar știți un lucru, să nu uităm, care e păcat? Și dacă uneori mai gândeam să trăiesc în lumea asta, să nu uităm că avem acasă, pentru că până la urmă asta a fost cel mai important și fiind a fiului Iisibitor. Că Tatăl l-a primit fără, uitați-vă, fără niciun fel de ceamă. Dar nu facem neapărat pedagogie, cum ar trebui abordat copiii, dar oricum, el vine copilul la un moment dat și ce vreți să spună, da, am greșit și să... Și se exprime tot regret. Tatăl poate nici n-a auzit, nu când n-a auzit. Dar dacă poți dar nu mergea dincolo de asta. Când îi spunea mai mult de Tatăl îl îmbrățișa. El și mai tare, pentru că pocăința se naște, nu din ceasă, ci din clipa în care te simți copleșit de dragoste. Dacă tot în ziua cineva ne spune că suntem nu așa cum ar trebui, că nu învățăm bine, că nu facem mai bine, că grave tot fost mai bun decât tine, că la școală ești mai mai grave decât vecin. Tot timpul reproșăm într-una și la un moment dat, pur și simplu, vedem că nu mai există nicio relație între părinți și copii. Ei, Evanghelia asta ne spune că Domnul nu reproșează în primul rând și nu în spațiul tânărului să se manifeste. Îi dă posibilitatea să devine evreuși creator și schimbător de lume, lumea aceasta. El să se facă nouă. Și de asta nu trebuie să ne fie frică. Nu trebuie să ne fie frică. Și am zis, chiar dacă noi ne credem să nu ne fie frică și să nu uităm lucruri, să nu uităm de casă, pentru că atâta timp cât există casă, nu să ne fie dus. Și casă înseamnă întoarcerea Dumnezeu, că de acolo ne vin. Asta vine așa scripturistică, zic, Părintele lui Sfântul foarte scurt, dar nu prea pot să se scurt. Îi cer credință. Dar aș mai zice și concret și am anticipat deja. E atâta nevoie să citim. Lumea asta știți cum vrea să ne facă. Să ne facă niște oameni ușor de manipulați. Dacă ne uităm toată ziua la televizor, ne uităm toată ziua pe internet, tot ceea ce este, dar tot ceea ce vedem acolo, ni se dă, fiți atent, ni se dă. Nu ne înseamnă dacă vrem să ni se dă. Și noi luăm de regulă care vede tot ceea ce vedem acolo, mai trebuie să dă cu forța. Când citești o carte, iei tu de acolo, tu îți alegi. Și asta ține de ceea ce înseamnă om, libertate. Și de ce ni se dă că zice că și la televizor nu se schimb canale? Nu-i chiar așa. Pentru că n-ai timp, când e vorba de imagine, și psihologii dovedesc lucrul acesta, când e vorba de imagine, n-are timp creierul să analizeze ce-i bun și ce-i bun și simplu fără să te creier. Uitați-vă, faceți un exercițiu. Eu sunt un pic emoționat televizorului și să știți, o spun de la început, nu vă zic neapărat să scoate televizorul din plină, dar dacă l-ați scoate, n-ați face rău. Faceți un experiment. O zi în care nu ne uitați deloc la televizor, și o zi care toată ne-a prezentat atunci și nu vreau să zic ce canale, că apoi să gândește toată lumea mai bine. Faceți acest experiment. Vedeți care e starea interioară, că nu vă uitați la televizor și care e starea interioară, că toată ziua vedeți cum se cearsă lumea acolo, cu nimeni nu mai respectă pe nimeni, cu toată lumea respectată, cu nimeni nu mai face bine în această lume, ai impresie că trăim într-o lume care te asfixie la un moment dat. Și apoi asta tinerii mai ales, voi să și mai tare. Adică de pe acum să vă formați în orizont al vostru. Și asta se întâmplă prin lectură. Prin lectură, pentru că lectura te duce într-o lume pe care tu ți-o faci. Tu îți alegi de acolo. Și dintr-o de asta îți deschide mintea ca să tu primești cu ușurință orice ți se dă. Ca și cu linguința. Știți cum oare când se întâmpla că se îndopau zâștele, rațele înainte de tăiere. Nu știu, da, e pur și mai gândea. Asta e un dezastru. Pentru că ni se dă și apoi noi devenim așa cum vedem în televizor. Pur și simplu, fără să ne dăm seama. O carte se salvează de la așa ceva. Asta e una. Sport, să faceți sport. Eu n-am fost un bun sportiv. Doamna profesoară e aici și așa cum a trebuit să-i mă spuneți, când era foarte zică de la sport. Asta a fost. Asta a dar mă gândesc că e foarte necesar sportul, să știți. Acum nu prea mai am zis că mă fac sport, dar mai este la privare, mă dorm pe jumătate de oră, ca așa trebuie cât de cât, să menții și un tonus sănătos. Dar ai nevoie, pentru că mai ales la vârsta tineretii, și trupul lucrează. Și atunci ai nevoie să consumi energie, ai nevoie să crești în mod și să nu ai prea mult timp să te gândești la tot felul de lucruri care nu sunt tot timpul cele mai bune. E nevoie de mișcare, e nevoie să consumi, e nevoie să faci o grămadă de lucru. Și apoi să te implici în tot felul de acțiuni, să nu ești tânăr. Să te implici în tot felul de acțiuni, să nu fii
Lentos. Lenha significa educação, mas eu vou dizer mais para cá. Lenha. Și că nu muncești, dar și că nu gândești. Pentru că face rezolvă, cea că nu mai gândești nimic. Lenha. Nu, să te implici mai lăsă acum. Și un tână, dacă e implicat de acum, și mai trebuie de implicat. Dacă nu vrea să facă nimic acum, e tragic. Știți că e de jos sindromul și la care să se recunosc, dacă îmi zic bine, dar sindromul copilului bătrân. Adică, cu tine la 14-15 ani, fără nicio bază. Orică îi spui ceva, orică nu îi spui, e tot una. Ce le faci? Nu știu. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Nu știu. De harisma, să știu. Te spui de nu știu. Nu merge. Și acum cei de la domnul și doamnele profesoare de la școală știu foarte bine la ce mă refer acum. E foarte greu. Foarte greu să motiveze cineva dacă nu se motivează și el. Și apoi, atât aș mai zice, trebuie investiție bună. Investiție bună înseamnă că nu te mulțumești cu puțin. Noi ne mulțumim în această lume cu atât de puțin. Nu, te întindem la maxim posibil. Știți povestioara aia pe care tot Sfântul Sinaud zice, cu cocoșul și cu vulturul. Am luat un an mătesc, dar eu la teză, dacă te un cocoș, cum e viața, zicea, da. Pe cum e viața? Păi da, asta e exact atitudinea tânărului, nu știu, la 18 ani. 18 ani, pe grăză, pe grăză. Păi da, uite, sunt nerespectat de tot, sunt musculos, sunt șef, găinile mă respectă, aici a zis domnășoarele mă respectă, tot e perfect, din regulă. Nu știu dacă vine unul mai fira, fizic, așa, dar zice, păi da, tu știi, aici e altceva. Este lumea asta, mări, țese, bărbântul, vine vârstul la cucur și zice păi nu știu cum poți tu să fii bucuros cu bătătura ta de 10 metri pătrat când există mări, țări, oceane, munți, tu stai acolo și te mulțumești cu atâta. Păi ce dar, eu nu știu, eu nu știu că există ceva dincolo, că ești un interesat, dar să nu să fii plin de lente, știi? Ești măcar un interesat, dar nu e tot un fatare ăsta. Dar dacă un cucur și merge dincolo, îi face gardul și vede ce e dincolo, e adevărat că și pericolul e mare, că vine unul, poate vine unul. Da, dar vine aventura. O viață fără aventură, care este pentru tine, mai ales. O viață fără aventură înseamnă moarte singură. Păi cum să trăiești fără să ai un pic de spirit de aventură în tine, nu? Ești dincolo de grad, de adevărat, poate să vină unul, poate să vină vulpea, dar simți ce dincolo. Simți că există foarte multe aventuri. Și dacă ai trăit 15 ani, 15 ani să trăiești, decât 70 de ani sau 100 de ani, care s-a putut una pentru orice în oameni. Știți cum se zice că șoara crește foarte mult. Aici doamna profesoară se crește acolo, nu știu, dar zice că foarte mult, nu vreau să zic cifre, ca să nu fac o doamnă. Și vulturul crește mult mai puțin. Vulturul se gândește cu carne vie, vedeți, cu sânge, cu viață, dar trăiește intens. Șoara crește cu ce se gândește cu ce poate, crește mult. Da, acum dacă noi vrem o viață cu diametri care țin nici în sensul ăsta, să stăm pur și simplu așa, să vedem ce o să vină, ce pică, atunci merge pe varianta asta. Dacă vrem altceva, atunci o să fim și bucuroși, o să avem și dragă de viață, avem și discuți, dar vă ziceam, viața e o aventură, pentru că și credința e o aventură. Știți, credința e cea mai mare aventură. Credința nu e ceva clar, cum ne imaginăm noi așa, oricine va ai crezut și totuși în credința înseamnă o călătorie cu Domnul, călătorie grea, cu dubii, cu întrebări, și mai ales la tine. Știu că era obiceiul mai înainte, de când aveai întrebare, ca când să închide cu una. Hai să spui întrebarea asta. Ba da, nu se nu trebuie să spui întrebări, că sunteți bine relaționat, trebuie să ne spui întrebări. Cine a zis că crede și nu cerceta, o zis o mare minciună, nu există așa ceva. E adevărat că dincolo de rațiunea asta mai zic o altă rațiune, dar asta e o altă poveste. Dacă v-am dat să suntem în lucru și cercetăm și ne întrebăm, vedeți că tot la tine, ca să eu vin acum acum la ceilalți maturi, dar le referim la tine. Când era dumneavoastră, generația dinainte, mergea la biserică și se la unele lucruri, pentru că mama făcea lucrul ăsta, pentru că bunica făcea și lucru și venea de la sine. O lucru ăsta s-a terminat. Nu zic cu mândrie, dar o zic ca o lecție. Ce înseamnă? Pentru mine ca tânăr, nu mai există ce doamnă că mama merge la biserică și bunica merge la biserică, ci eu întreb, de ce? De ce trebuie să mă duc la biserică? De ce trebuie să nu mânc carne miercuri și vineri și posturi? De ce trebuie să fac mesaje?
De ce se fac asta? De regulă știți și noi cei maturi sau cum cei maturi, așa previse credința, încât îi taie chestul la copii. Deci așa, n-ai voie să mănci carne, posturi, mergea și vinerea, n-ai voie să dormi duminică dimineața, n-ai voie să trăiești în elețea înainte de căsătorie, n-ai voie. Și până la urmă ce cu fiul bine, așa, ce? Asta e un cod religios, cum să numim așa, un cod religios în care cine am voie? Exact când am dat pe tot la voie, atunci am să traie și la revedere. Apoi zice cu fiul meu, păi știi ce, păi nu prea am interesat de treaba. Că nu m-a dat de tot. Păi nu. Perspectiva trebuie să fie invers. Și așa, dragul tău, cum zice, sunt după aceea, zice, toate nu sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Când fiți din pericol și așa, dragul tău, el face foc. Tu poți să faci mâna, cum să nu sigur că poți. Dar dacă faci mâna acum, te doar. De asta, de la vârstă clasă, și mai târziu, când îți spui unui copil cum să facă și el să facă, nu-i prima de-a. Nu va asta de-a. Ci spui, dragul tău, dacă faci asta, te arată. Vedeți că copiii mai are și mintea și așa se întreabă. De ce? Și atunci asta te spune. Nu vă dați de asta, că dacă faci să vreau să se doară, știi cum e, că atunci am intrat data trecută, adică se înțeleagă. E așa și cu tine și cu credința până la urmă. Și am văzut de asta, tine fericire, tine și că vin la biserică, tinerii, vine să mă spate, acum mă spate, dacă îți mai pun un scaun, vine proprietarul și face vânt de acolo, că n-ai nici de o taie, și așa, pentru că ce vreau de tinerii, că nu vin la biserică. Tinerii să știți, sunt o capacitate deosebită, sunt viața bisericii. Dar și trebuie să înțelegi pe linia lor, și un dat care ea și care fel de dat să știe foarte bine că intuiește, că e pedagog, ce știe. Și atunci și biserică de ce se întâmplă lucrul ăsta. Și mai preoții. Și aici, că dacă lucrurile nu funcționează bine de multe ori, prima dată, mai suntem de bine. Că nu prea reușim să le vorbim pe limba lor. Știți, mă gândeam, sigur că acum eu sunt tânăr și părinții care sunt în jur, poate o să zică că sunt un pic îndrăzneți, da? Vorbim așa și venim pe mașină, ziceam, cum ar fi ca un preot, de pildă, când îi vede de tine și sunt pe aici, pe fac două cursuri așa, să meargă și să se așeze în fund pe scara locului cu tine și să stați vorbă cu ei, nu? Dacă ar veni oamenii mai vârst tradiționaliști, zice, nu aș tobă ăsta cum au ceva, și pune mintea cu copii, nu? Dar copiii ar zice, e tare. E tare de rău. Pe momentul rău. Și existit așa. Și nu face nimic, nu încalcă nicio lege. Nu încalcă nicio lege. Uitați că și Domnul stă și se duce acolo unde cel mai puțin că aștepta lumea. Dar la Domnul zicea, a, duce în casă de statul ăla, dar fie Dumnezeu, aș știa cine e acolo, dar știa foarte bine cine e acolo. Și tot mă intenționa să ducea. Vedeți că aici am zis pe aventură și credința. În general, credința și crucea e un scandal, știți, e un scandal, nu te lasă de liniște. Dacă spui probleme, dacă ești spui probleme, dacă nu, atunci rămâi într-adevăr, dar oricum spui probleme de la și cine poate să primească crucea și pe Domnul Hristos atunci devine puternic, dar e mereu provocat, nu e odată pentru totdeauna. Nu e dată pentru totdeauna, așa că acum m-a desfăzut și poșa pe fire, ar trebui să termină problema asta. Poate să ține și să nu vă fie frică. Să prindeți de piept atunci când cineva să vă răspundă. Dar nu suntem sub un tare, zic acum, ci încă nu să vă țineți de ei, treba, dar de ce? Dar cum să facem? Dar ce să facem? Adică nu pur și simplu, dacă nu vă convine ceva, aia o lăsăm bază, nu-mi convine varianta, asta nu mă interesează. Nu, să fie optat, să cercetați, să vedeți cum e normal. Cum ar trebui să fie? Ce înseamnă creștinul? Creștinul nu înseamnă doar nu. Nu, creștinul nu vă lasă să dați asta. Și tare m-am curat, tare m-am curat, când văd și pe domnul profesor Dorcov aici, când o tipul ăsta asta, în decembrie, înainte de Crăciun, când grupul de dansatori, de aici, de la Baraia, a fost la Cluj, și au dansat așa de frumos. Da, Dumnezeu vă lasă de dans, da? Dumnezeu vă lasă să veți câte o bere, Dumnezeu vă lasă să vă bucurați de toate bunătățile pământului, Dumnezeu vă lasă să vă bucurați de viață. Dar vă duceți asta, fiți echilibrați, pentru că orice exces duce, cum zice acolo, consumul în lucru care dămnează de grea sănătății. Consumul excesiv dămnează de grea sănătății. Nu așa și cu asta. Doar lumea se mântă de Dumnezeu pentru noi. Nu trebuie să ne sperim de ea. Dumnezeu pentru noi. Trebuie să ne folosim de ea în regulare, cu măsură, cu echilibru. Nu bem mai mult decât e nevoie. Pentru că atunci când bei, câte nu se pot întâmpla? Gândiți-vă voi, ca tine. Să duceți la o petrecere, la un moment dat.
Și nu mă țin să spun lucrul acesta. Vezi un pic mai mult decât ar trebui. Ce tragedie să cunoaște dintr-o întâlnire de genul ăsta? Și mă știți la ce vreau. Pentru că nu mai știi. Nu mai știi ce să spun. A doua zi, trebuie dimineața, ce am văzut la toate, nici mai știu ce ai văzut la toate. Și aveai văzut să faci o grămadă de lucruri, de care să mânce tot viitorul, toată tinerețea. Pentru ce? Pentru o seară. Pentru o seară, pentru o clipă. Vezi un vere, vezi un far de vin, bucurați-vă de întâlnire. Dar toate cu măsură. Așa de gata Dumnezeu. Toate cu Dumnezeu, Dumnezeu, toate cu de folos. Vedeți, dacă într-un fel am schimbat și noi viața, în modul de abordare a lucrurilor, cred că și... Acum am văzut chiar și într-un știință de cauză, că avem și de biserici. Acum, cu sigur, e tragedie, în general, în toate mai sunt tine, sunt foarte puține, asta e tragedia de care vorbeam la început. Dar mai există totuși tot, pentru că mai sunt și tine, destul de mult. Dar aici depinde foarte mult de ceea ce există în biserică. Dacă preotul sau profesorul, că aici e foarte important să se implice și profesorii, nu tot timpul un preot e foarte mai ritmatic la tine. Nu tot timpul. Și atunci îi apelează la profesorul de religie, la profesorul de istorie, la profesorul de sport, la profesorul de dare, care are trage cine este profesorul care au și eu perspectivă religioasă. Și atunci fac o perioadă de activități care sunt menite pe chestia de biserică. Nu doar jucăm un vot sau mergem într-un pelerinaj să facem un bine doar atât, ci ca aia fost și la biserică, asta e scopul. Dar e întreaga echipă. Și încă ceva, biserica nu suntem numai noi preoții. Biserica este de noastră. Dacă pe noi ne aruncă, ne pune cineva la zi, uneori meditat sau nemeditat, atunci și ne știu, dacă biserica suferă. Știți? E o atitudine iarăși în vremurile noastre foarte grea, în sensul care dacă cineva suferă, celălalt cât de facă, nu mai cât de facă. Dar să bucură de celălalt. Și așa vine și biserica. Dacă un preot sau cineva suferă pe lui Eva Jocorin, toată lumea vede foarte și mai mult. Durg pe non-stop și celălalt, știți? Dar dacă suntem biserică, păi trupul lui Hristos, nu? Când o mână e bolnavă pentru zâmbare și piciorul, ai fost să zici că dacă mâna e bolnavă, e sănătos, e dacă am învățat să fim una. Că să înțelegem că biserica e una și sănătos împreună, nu trebuie să ar schimba mult. Dacă am învățat să-i considerăm și pe tine din biserica, nu se ținem la ușă, o să le iei și cum se mai e, nu se implică, să facem un sport cu tine, să facem un sport la tăi cazul, să facem un grătar, să facem un pelerinaj, o seară policiantă, un fir, nu știu, toate lucrurile astea. Dar, sigur, am vedere intrarea în biserică, ca să fim împreună cu ei în biserică. Da? Toate cele de la dracma, asta nu m-am gândit foarte, nu vedeți, mai țin o conferință aproape ce vedeți pe rețele, dar într-un fel, sunt în mijlocul liberilor și foarte mijlocul și mă tot câte și o zilnic, așa cum ar trebui, ce ar trebui și căutăm soluții împreună, știți, dar acum mai deși chiar vin. Deci știți că e foarte important ca voi să veniți la urmă cu soluții. Voi tineri. Și vezi, ce mă zic soluția? Păi zic, părinte, eu nu te vedea, mă nu suport asta, explică și mie cum e. Și apoi eu, dacă vreau, știu să-i răspund, dacă nu, m-ai pus și pe mine în dificultate, dar hai să vedem cum stau lucrurile și începem am găsit de primul răspuns. Începem să vedem primul răspuns. Nici mie nu e frică de întâlnirea cu tânărul, dar nici tânărul să nu fie frică de mine. Asta tot am văzut, știți, ce-am vechiat de mine. Că la copii mai mici, nu? Cum te duce? Când vine preotul pe uliță, pe stradă, zice mama, nu mai fi prostit să ai popa lucru. După aia, peste jumate, a te duci la biserică, te împărtășești. După aia, te vin că sunt mai deschid de limba, nu mai știu de cum. Nu, dar asta e chestia minoră, dar să știți că de aici am vorbit. De la vârsta asta. Și te vinde și noi ce atitudine suntem. Și nu de atâta, dar copiii văd la părinții. Că ei sunt niște credincioși liberi, dar nu niște puse în limba așa, niște fanatici. Adică, nu știu cum să zic, astăzi ținem ajuns la o întrebare, ținem ajuns la ora 3 de ani și mai mult gata. Și copilul leșine de foame la 12 și stai și multe lucrări de pe ei. Și zice, mamă, n-ai fost în care nici atâta să fie ajuns la ora 3. Și începe așa, și face. Și atunci copilul zice, nu, dar mamă, nu ce mai bună că ține bună seara la șefte, ajuns, nu pe nimic, dar atunci să ai cultura pe mine. Știți? Este monometric, dacă mai nu reproduc chiar în ce zice monometric, dar vă duceți aminte, apropo de atitudini și atitudini, nu? Soția mea vie monomete, merge la biserică, la bisericoasă, ceea ce era foarte bine. Dar venea acasă și când venea acasă, vie monomete era necredincios, așa, și pe ajutorul și când venea acasă, începe să ne spune de Dumnezeu, când ne-a fost la biserică. Ce? Fata de când ne-a fost la biserică, nu?
Da, deci atunci zice ei nevoie mai întâi, da, păi știi că tu te duci tot doar la biserică, ești tot doar să popa și tu de ceamă, nu? Vedeți? Adică depinde și noi cum care ar fi din noastră cu familie, ca trăim noi, ca adăși de oameni din care ne dăm Dumnezeu ca copilor, sau până la urmă noi și ne am înțeles bine și suntem niște plicoși, niște plicoși, de niște niște nevoi, niște niște împlinitori, niște pur și simplu, dar fără duc, fără dragoste, fără nu știu, sunt niște gânduri așa foarte disparate, fără vreo și dar sper că perioada din spate va ne ține de ceva din ceea ce ne susțeam. Spunea tuturor, bă, dacă nu știi la ce să vă uitați la televizor, mă bine aducați pe ceva. Așa că, pe seama să alege ce e bun și ce nu e bun. Mulțumim pentru acest cuvânt, pentru cuvântul, poate atunci cineva în sală să aducă ceva, mă întrebare. Faceți să un binețel și puteți să venim cu el și părinții o să vă răspunde. Până atunci aș mai întrebi să-l provoc, părinte, profesor, să ne spună indiferența pe care vedem că manifestă foarte mult în jurul nostru, și la biserică, și în societate, și la școală. De multe ori vedem un sărat pe exemplu și zicem, vai săratul, dar nu facem nimic. Sau, lasă-l, bași, lasă mai vezi. Deci o indiferență așa totală, rămâne greș, dar zicem, vai săratul. Cum o vedeți în una modernă de astăzi și ce părere aveți în aborță? Le-am spus că sunt apostol Iacob, zice, dacă vine să la tine și zici du-te cu Domnul, nu vine nimic, atunci nu ai cum mai bine, nu? E nică de adică, pur și simplu de prima. Vedeți? Domnul a fost un sărac. Și de-aia ești un sărac. Și zice, fericiți cei sărași, zice Evanghelistul Luca. Evanghelistul va veni și întrași cu Duhul, Evanghelistul Luca a considerat în cuvintele Domnului și ce fericite, ce întrași, ca și lumea în Împărăția Cerilor. Nu neapărat că fericești cu sărăcea în tine, ci pentru sărăcea este o stare de disponibilitate față de Dumnezeu. Când ai nevoie de ceva, deci ai nevoie de ceva, nu? Și atunci, cred că ne-ai nevoie de Dumnezeu, în sensul că au trecere de Dumnezeu. Acum, sărași sunt peste tot, să zicem. Sărașul sunt pentru că sunt bogați. Că dacă n-ar fi bogați, n-ar fi sărași probabil. Dar există și sărași. Sigur că noi suntem chemați să dăm omul de ajutor. Îmi vine minte de o situație și apoi vă răspund și concret. Dar una dintre situații îl prezintă pe un tânăr. Îl chema Pier George Brata. Era un gând din anii 90 și ceva vorbe. Poza Torino, iar și care ne-a de mult. Cred că mult a scos de Italia. În Catedrala Centrală, în Catedrala Domnul Central, e și mormântul lui, e și cea mai mică de Biserica Catolică. Pier George Brancati a fost un student. Un student dintr-o familie de bani data, dar că era și, se numește, prin ambasadă, delegat prin ambasadă și proprietar de ea, așa și el avea mult bani, foarte mult bani. Făcea două lucruri foarte importante, dacă merge și pentru tine. Ei, cele două lucruri mele, care era prima un fel de drog, un fel de înțelegere cu tine. El era foarte credincios, părinții nu știau, părinții nu erau credincios deloc. Mai că dacă nu dinainte era chiar autistă și liberă cugetătoare, cum se zicea pe vremuri. Și ce făcea el cu tinerii? Era foarte jucău și era un mult sportiv, era alpinist, dar și ca și fotbal. Și era un moment dat să meargă cu tinerii, să-și va, și are pe totul de activități când mulți. Și ce făcea? Zice, vin, dar merge și face liturghie. Făcea liturghie prima dată, după aia mergea și făcea tot ceea ce avea un ieri făcut acolo, jocurile pe care avea venit, asta era un. Deci, eu obligat cu patricenia. Vin cu voi, dar voi că vin și ne rugăm împreună. Facem sport, așa că noi aveau și preoți, bineînțeles, și așa că mergem și ne facem sportul nostru.
Da je naše izučenje vjerovanja vrlo importantno. I to da se znači. Prema to da su grupije. Prema da je rao. Če pe vjerovanja kritika je rao, da će kudu li industrializirati moraš. Na neću kada kod nekako smo vidjeli na stvari, da je rao treći, da je pa išto je jače slučajno, muč grede, grede. Ne znaš što da ne bude bilo respektive. Še je rao proti svoj na vodim, kako je što kaš, je rao rao. Če uče me češi, ali da vam ne bude bilo, da vam daš mlade poči. Ne znaš, sve te slučajne nikak, a vam ne bude slučajne. E ce se întâmplă? La 20 de cuvinte ani, zice că din contactul pe care l-a avut cu tineri și cu amărâții care erau în Sucovilie, orașul este îmbolnăvit de folie omeliță și moare. Și ți-ai pus o familie care organizează o ceremonie de mormântare pe măsură. Și culmea, la mormântarea lui, convoi de oameni săraci, convoi de oameni de săraci, frică, habar nu aveau laică sau și ceilalți oameni, membrii familiei de lucru acesta. Și ei cântau promovul. Pentru că produsul este lucrul acesta. Un alt lucru mai apropiat. Unul dintre părinții de la noi a plecat în Grecia în Spania. A fost grămadă la acest eveniment și vă spun că m-am emoționat din care fac. În clipa în care plecam pe aeroport, din curtea Curtei Episcopiei, l-am știut mai mult, bineînțeles, că erau un iubit. Și dar doi dintre cei care ne așteptau acolo erau doi cerșitori, vă spun foarte rău, foarte rău. Și cred că erau și-o acolo și pe răsură. Și zice portarul, părinte, mă așteaptă prietenii. Și se duce la ei și nu vă spun cum i-am rădășat. Nu vă spun. Pentru că ne-a luat în toți prin surprință. E acel moment în care nu mai vedeți nici nimic, pur și simplu. I-am rădășat și-a plecat. Și bineînțeles că ne-am întâlnit de un lucru mare. Că ceea ce se întâmpla cu ei, nu se întâmpla cu ceea ce se întâmpla în mod chirent. Erau clienți fidezi, să zicem așa. Ei, cred că asta e chemarea pe care îl face Dumnezeu. Da, e indiferent. Ați zice că trebuie să plătești de oameni să muncească. Așa e, știu că se vorbește. Este ajutoare de ce are aici și că domnul primar și știe foarte bine. Trebuie oamenii învățați să muncească. Așa, e adevărat. Dar dacă este vreau investiție, să zic așa, investiția adevărată este în hrană și mâncare, și în tine, în copii. Dacă sunt copii fără posibilități, ar fi așa de greu, zic și eu, mai ales la niște oameni, ajungi la o anumită vârstă, nu? Zic și eu, 65 de ani. Copiii e rânduia. Copiii sunt din bunișoare, zic și eu, doar lucrurile de la mine, de aici, sau de la o zi. Ar fi foarte greu, ca să zicem un an de zile, să ofere luna la o vârstă. De 300 de lei, sau poate și mai puțin, sau oricum, pentru un copil pe care e și dată. Știți, noi mereu ajutăm ajutoare sociale, buste din afară, tiruri de ajutoare de prin germană, de nu știu unde, nu? Și noi stăm. Și noi stăm și nu ne ducem mai de ajutor. Dar să nu zic că nu sunt lucruri mult mai mărunte pe care le putem face. Dar cred că putem face așa. Și observați, dacă faceți lucrurile acestea, să vedeți câtă bucurie vă dă Dumnezeu. Chiar nu știu de unde vine, nu știu de unde vine. Știu cum eu, om trăit cu sus, așa, pe când îmi vine de genul acesta, îmi schimb viața. Îmi schimb viața. Cred că asta e clar. Sau știu un bătrân, dar atunci și voi doar. Știu un bătrân că e singur în grădime. Păi, dar ce este grădime? Fără cu o farfurie de ciuar, nu mai mult și tu și noi. Nu uita de mama, tu și noi de mâncare. Tu te trei cu rătrâne casă dacă e singur. Pur și simplu. Pentru că te știți că, în general, boala nu e atât de grea cât singurătate, așa, asta am vezi confirma. Și când ești bolnav de cancer, nu atât de trezit de faptul că ești bolnav de cancer, ci de faptul că te simți singur și că unii rău nu urmă și tu pleci. Eu fac o experiență asta la centrul nostru de la Cluj, în centrul paliativ pentru cei bolnavi de cancer. Și zic așa, pentru orice nu este sănătos, ar fi un exercițiu atât de important ca din când în când să vadă că unul bolnav și într-un centru de genul acesta, incredibil să vedeți că când ai câte 40 de oameni care, cam atâta sunt deodată, și nu știi dacă jumătate din ei ajung la două zi. Nu știu. Și tu-și dai ești crezi. Și stai de vorbă cu ei. Și îi trebuie. Ce-i doare, dacă e doare, despre viață. Și stau auzit pe unii că zâmbind, îți spune, Doamne, părinte, niciodată nu mi-a fost mai bine ca și aici. Eu vă spun, m-am simțit umilit din care apar. Nu venea să cred. M-am dus cu inima frânsă prima dată. Zic, ce să le spune la oameni? Nu știu, ce le pot spune când un om știe că mai are ceasul din ei, nu știu. Și unii dintre dumneavoastră întâlnă această experiență în dată, cu siguranță. Ce să-i spui la oameni așa? Ce să-i spui?
Poșii se duce și de mâna, pentru ce nu sunt aici, am venit. Și te duce acolo și te zică că părinte, niciodată nu am fost mai bine decât aici. Eu am rămas să-l spun, vreau să spun, am zis, așa ceva e imposibil, imposibil. Și s-au auzit că cred că trei zile, s-a dus la Domnul. S-a dus la Domnul, nu știu să nu. Ce s-a luat niciodată nu am fost mai bine ca așa aici. Când am luat un exemplu, am venit de la sărași, dar fost sărași, nu vreau să mă altul, cei care, până la urmă, au nevoie. Uitați-vă! Matei, capitolul 25. Criteriul judecății. Zice așa, m-ați văzut gol, m-ați văzut lămân, m-ați văzut singur, m-ați văzut închis și așa de la mine, pentru cât a văzut unul ca aceștia mai mici, adică frații care scapau situațiile respective, mie mi-a spus. Și îi cere zice, veniți bine cu frații tatăl meu. Vă ziceam ce mai înainte, viața asta nu e așa decât o școală care noi învățăm să iubim. E un examen, nu știu ca să știu. Dăm un examen în clasa 8, dar dăm un examen la liceu, dăm un examen la facultate, dar toată viața dăm un examen și dăm examen și la sfârșitul vieții și dăm examen și la judecată. Judecată e un examen. Dar știți, nu e un examen ca și cum ar fi cele pământește, dacă poate mai copie, cum s-a întâmplat. Nu, nu, acolo nu poate fi așa. E un examen în sensul în care, ca și când te duci vedem la radiografie, și te scanează din capul de picioare. Și de ce am trăiești? Dar mai mult decât un scanner la judecată. Deci judecată nu aduce surprize. Nu aduce surprize. Judecata te arată așa cum ai fost în viață. Dacă ai învățat să iubești, te convie pentru părăția lui Dumnezeu. Dacă n-ai învățat să iubești și te alegi așa cu alătare, cu uși, singurătăți și egoisme, te arată iar judecata, te convie în ceea ce ai fost înainte. Dar tot nu va mai fi niciuna asta diferență. Că până acolo nu ne dumim, noi ne dumim fiindcă, sunt deci cu sânt, că parcă, că poate, dar acolo nu va mai fi niciun asta. Deci putem acest bine de pe lume, pentru că de aici ne se trage și noi bucurie. Așa că știți și vorbea lui Iisus Hristos. Dar, din dar, să facem rău. Înțeles, domnule. Dar îmi amintesc dintre un alt profesor al nostru, dar la o conferință, la o conferință, la o conferință, erau greu, conferință preoțeană, știți cum să fac și am reușit, erau unul dintre foști studenți preoți, acum nu fac acolo. Și se vine conferința ce avea părintele de spus și zice studentul student, foști student acum preoți, ridică mâna, părintele profesor am întrebat. Și acum de ce să vedem? Ei, vedeți, uitați, acum ce și asta? Acum e momentul. O viață întreagă m-a întrebat de pe mine, acum am întreb eu. Ce trebuie? Trebuie cum trebuie. Dacă am fost întrebat și de doamnele și domnul profesor de aici, pentru că am intrat foarte bine și mi-a întrebat la urmă, nu le știam pe toate, pentru că și erau și de când nu le știam, dar mai târziu am învățat că e bine și să fie rușine și e bine și să fie rușine atunci când nu știe. Efectiv, nu știu. Și dacă vrei, dacă spui că dacă le știu pe toate, e grav pe tot, e grav pe tot. Da, dar poți să au un pic de pe care. Domnul, să zice și noi câte ceva. Eu convins că nu te-am pregătit cu la poate și am un care mă rea, nu te-am pregătit la asul. Nu te-am pregătit. Eu vin cu o propunere, cu o tematică, având în vedere și faptul că putem profita ceea ce înseamnă reprezentantul noastră, în sensul ca pe viitor să ne onorați cu o temă de genul ortodoxia în zona Dealului a munților Apuseni, având în vedere că e foarte important să ne cunoaștem și din punctul ăsta de vedere înaintași în ceea ce privește pictorii, propovătorii religiei în zona noastră. Că știți cum e, cine nu cunoaște înaintași nu își identifică personalitatea. Deci, sub aspectul ăsta, poate văd mult și sub semnul invitației de a mai veni la noi și am dezvoltat acest subiect, care zic eu că e
poate fi foarte interesant. Poate și într-o atmosferă mai călduroasă, nu sub aspectul vibrației sufletești, care eu sunt convins că de toată lumea ne-a încălzit, mai mult a celei atmosferei chimice. Vă mulțumesc! Două lucruri avem de mai zic și aspect de găsirea pe care am vrea să vă țin mult. Eu sunt obișnuit să spun multe lucruri, multe lucruri și atunci am spus multe. Dar apropo de ceea ce ziceam, de metodologie, primul lucru de metodologie. Vedeți că asta e metodologia firească pentru tot și metodologie. Într-un fel, întrebarea, provocarea și răspuns. Să simte diferența între ceea ce v-am spus prima dată și ceea ce vine după, prin întrebarea pe care ceea ce v-am provocat prin metodologie. De ce? Pentru că tot timpul un conținut de informație trebuie să vină de pe urmă unui interes. Adică trebuie să fie oameni interesate și oameni interesate. De aceea, partea a doua e mult mai dinamică și generală dinamică, atunci când povestim cineva în întrebare și dă răspuns. Astfel vorbim teorii, trebuie să vorbim așa de fel de teorii. Când prezentăm un conținut de acela la jurul de apă, atunci e ca și când eu prezint un calul ceva și cumva îl obiect să primească. Dar când el mă întreabă, când deși dau răspuns, atunci deja aceea. Și acum, referitor la a doua problemă, sigur, este foarte important, interesant, dar acum vreau să zic numai o pagină din istorie, scurtă, pe care dumneavoastră unii sigur o știți. Să poate tot o știți, dar eu nu m-am văzut aminte. E vorba de Mitropolitul Fratoviu, de Fratul Mintire, că ieri s-au împlinit, pentru de bună amintire, 12 ani de când s-a reînființat Mitropolia de la Cluj, Mitropolia Ștefaneană, înființată la 1488 de Ștefan cel Mare, și zicea Ștefan cel Mare la Feliaca, și apoi reînființată acum 12 ani. Și Mitropolitul Bartolomeu a fost de cea mai adereș. Ce mai bun să știți. Și ce mai bine, poate știți, dar atunci vă aduce aminte, un pic mai înainte, vreo 2 ani am stat pe aici, am fost dat pe la școală, apropo de istoria locală, am fost dat pe la școală și trebuia să facă și monastire. Acum a început doar mă zice, că n-a reușit, dar care era inclinent? Că s-a dus la mitropolitul Nicolae Ioan, care era atunci la Cluj, episcopul Nicolae Ioan la Cluj, și a zis că n-a vrea să se aboastră, zice, cu moții mai degrabă face o școală decât o monastire. Referință la mănăstirea de Baia de Neș, pe care n-am mai văzut. Și a plecat acolo. Dar după 2000, nu mai știu, 2000 și ceva, a venit la lucrat la mănăstirea la Mucer, care este continuatoarea, de fapt, o să zicem așa, la mănăstirea de la Mucerice, mănăstirea din Iacobe, și atunci, cum a zis pe un fel de mândrie, s-a infirmat ceea ce a zis acum câți ani de 70 de ani, probabil, nu 70 de ani, că nu se poate face mai de suficient, dar sunt mănăstirea de la Mucer și apoi avea și Lucia și Sfântul Alt și Sufiatră și celelalte. Asta a făcut de tași de istorie locală. Păi totuși e important, e important, e important. Acolo, vă mulțumim că nu uită de cum oameni de învățătură, în gradul ei vorbim la totală părinte. Felicitări părinții dumneavoastră și felicitări dumneavoastră, vă mulțumim că v-ați învățit să veniți în această perioadă și de fi grea. Aș vrea să vedeți cum de fapt două să ne facem câte mai multe lucrare din Biblie, la Maica Domnului și la Cruce, și să le spuneți cinci citate din Biblie ca care să ne întrebăm. Da. În primul rând, vedeți, vă pomeneam deja de Evanghelia după Marc, capitolul 8, și putem și citi în regime, dar asta aș vrea și ca un sfat. E foarte important și pentru noi ortodoxi să deschidem Sfânta Scriptură și mă bucur că am explicat problema asta, pentru că, vedeți, noi avem și de asta în general, când vezi pe cineva cu Scriptura asupra, zice, dar nu de-a fost, da, la fost. Asta e foarte important. Apoi, când
Domnul își folosește un verset din cartea Numerilor, ca să vorbească despre patima sa. Și când vorbește despre patima sa, zice așa, precum Moise a înălțat șarpele pustie, așa și Fiul Omului se va înălța pe cruce. Ce înseamnă acest lucru? E un eveniment foarte important să-l și găsesc prin Evanghelia după Ioan. E un eveniment foarte important din Vechiul Testament, când Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetele 14-15. 13, 14, 15. E un eveniment important când Moise împreună cu poporul Israel călătorea prin pustie, venind dinspre Egipt, înspre țara Păgăveniei, înspre Ierihon, a fost în țara Sfântă. Și acolo, la un moment dat, pentru că tot hepteau, așa, evrei, dar ne-a întâlnit Dumnezeu ca să fie șerpi numeroși și mușcau. Șerpi pătătitor și pureau. Și atunci îi poruncește lui Moise să ridice, face să cu șarpe de aramă și să ridice puntoia și să așeze puntoia. Și atunci de ce? Tot cel ce se va uita la acel șarpe, se va vindeca. Tot cel mușcat care se uita la acel șarpe, se va vindeca. Și acum, Domnul, vorbind despre cruce, pomenește despre acest eveniment. De ce? Pentru că șarpele era tipul blestemului, da? Șarpele, așa știm noi, tipul blestemului. Și atunci, blestemat este cel spăzurat pe lemn, să spun. Blestemat este cel spăzurat pe lemn. Hristos devine blestem, dar tot cel mușcat de șarpele, cel să uite, uitându-se la Hristos răzunit pe lemn, adică de la blestem, să vindecă. El însuși folosește acest verset, vorbind despre crucea lui, pentru această analogie. Șarpe de aramă prin care se vindecau ceilalți, și apoi el însuși se face șarpe pentru ca tot cel care privește la el să vindece. Două, trei, am zis iarăși din epistola din către Corinteni, în capitolul 1, versetul 18. Acolo pomenește ceea ce e foarte important, un lucru foarte important, atunci când zice că cuvântul crucii este pentru cei ce pierd demonia, pentru cei care menține este puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu, deci zice foarte clar, crucea, puterea lui Dumnezeu. Acum, vedem de ce e foarte greu de înțeles. Foarte greu de înțeles crucea, pentru că vă ziceam, în primul rând, înseamnă suferință și umilință. Și nu se poate asocia ideea de umilință cu Dumnezeu, ideea de umilință cu Dumnezeu. Ori, tocmai în asta stă cinstea și în această specialitate lui Dumnezeu, faptul că El nu suși face să umilește, să smerește de dragul de dragul Bogului. Asta este, să zicem, locuri importante din Sfânta Scriptură, dar apoi mergem la istoria Bisericii. Prima imagine a fost crucea care a fost așa în trecutul timpului în reprezentările postreștele, că peștele era sigur semnul peștelor în sensul în care ei se ascunde, dar apoi a fost crucea. Cum mai vedem, zicea Părintele și zicea Părintele Eugen, Evanghelia după Luca, capitolul 1, acolo când se spune că de acum mă vor merge toate neamurile, când vine Arhanghelul Gabriel, va spune din fete că de acum mă vor merge toate neamurile, că a făcut mie mai de cel puternic și Sfânt este numele Lui. Și apoi, asta este un al doilea moment, Luca capitolul 1, versetul 31. Vei lua tot de ce vei naște fiu și vei prima numele lui Iisus. Acesta va prima și fiul celui pe anal se va prima. Și Domnul Dumnezeu va da vitrul lui David, Părintele Său. Și apoi vine mai departe, Îngerul zice, Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui pe anal se va opri pentru aceeași Sfântul care se va naște din tine, fiul lui Dumnezeu se va prima. Dar apoi, la Elisabeta, se întâlnește pe Elisabeta. Și acolo, când sunt același lucru, Elisabeta primește descoperire de la Duhul Sfânt pe ceea ce se întâmplă cu Fecioara Maria și ce zice? Binecuvântat ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și apoi mergem mai departe. Dar tot Domnul, în Evanghelia după Ioan, atunci când o femeie din popor a zis, fericit este pântecelui care te-a purtat și sânii la care sunt. Și el a zis, așa este. Așa este. Și apoi ia dau pentru ceilalți. De ce însuși Domnul o confirmă pe mai gata Domnului?
mai pus și alte versete importante, dar cred că astea sunt cele mai importante. Sigur, orice verset se poate contrazice prin alte versete. Dar dincolo de asta, ceea ce validează și mai mult și asta e foarte important, este tradiția bisericii noastre. Noi nu ne mântim, dar nici nu ne întâlnim. Spunem că ceea ce credem, credem de cam de 2000 de ani. Faptul că creștinii imediat, în scurtă vreme după, orice este eu și pe Maica Domnului și orice este aici, orice este așa și pe și se percuce, asta înseamnă că iau înțeles foarte bine ceea ce s-a întâmplat atunci. Dar acum, ca să vă zic așa, crucea de pildă și cultele neoprotestante apare tot mai mult și o recuperează. Și o recuperează. Asta a fost o vreme. O vreme în America, de pildă, toți pentecostali și toți baptiști au crucea pe biserică. Și asta tot și am încălzit, pentru că cum am venit, asta e Scriptura, asta e viața noastră bisericească. Așa că să vă întâmplați, sigur că ei dau diverse semnificații pe care le dau ei cum și ei se mai degrabă morală, se mai degrabă morală. Asta e. Dar pentru că nu pot să asociem de blestemul și suferința cu ideea de sau prezența lui Dumnezeu. În timp, vă ziceam, taină bisericii noastre sunt tot mai tare. Mă trebuie să vă spun și versete care îmi plac mie. V-am zis un capitol întreg, un capitol întreg, da, un capitol sau... Nu te teme, turmă mică. Iată rogul tău să înălțăm acum înaintea Domnului, iată rogul tău. Domnul mă paște și nimic nu va lipsi, Psalmul 22. Domnul mă paște și nimic nu va lipsi, la rogul pășunii va să lăși lui. Asta în momente când nu te știți foarte sigur pe ceea ce știți. Da, mai mult. Psalmul 142. Zice așa, să nu mă asem în cel care se pogoară în moment. Asta e apropo de o stare când nu ne simțim nici ne tot mai foarte bine. Pentru înseamnă în trăiei pe care dacă îi citim în Sfântul Dumnezeu, zice așa, ajung cam ca o bufniță în dărgături. Și acum, de ce vă zic lucrurile astea? Că asta fac lui pesimiste. Că Scriptura ne vorbește pe graiul nostru, pe limba noastră. Adică nu vorbește numai de stări bune, ci vorbește și de stări rele. Adică prin care treci omul. Scriptura e foarte realistă și atunci mă folosesc în funcție de... Vedeți și Sfântile, zic acolo la sfârșit, un soi de glosar, un soi de indicație, așa, capitolul de indicație, și zice, la vreme de tristețe, la vreme de mulțumire, la vreme de... Și apoi îți indică anumiți psalmi. În zanțele că am Sfântirea este cea mai complicată de rugăciune din Sfânta Scriptură. Pe care nu prea mai citim, dar înaintașul nu știe, nu citeau, pe exemplu, fiecare zi citeam din educatismul, poate să nu dați câțiva stat. Și toate sunt cele mai reprezentative de versete, dar la harta ne mergeam pentru profesor, vă mulțumim din suflet. Sper ca să nu s-a aruncat într-un Dumnezeu, să ajungă acolo de trebuie, să răbească, mai ales acum această perioadă a vostru, să crească, să facă roate de însuțit, fiindcă este nevoie aici la noi la Baia. Sunt la Baia, la Grești, dar suntem o rătură mică, dar nu putem să fim și o formă mare, ascultătoare și așa mai departe. Vă mulțumim din suflet, Dumnezeu vă dă sănătate și răbdare cu noi și așa mai departe. Și de la noi mai puțin de la Dumnezeu mai multe. Acum, în semn de recunoștință, îmi dorim din partea părinților, din partea dumneavoastră credincioși, împreună cu tineri, că așa îmi fac și mie pentru timpul să-i adaug și pe ei, să le dau importanță. Îmi dorim ca părinții să facă o felă, o bucată de ori
și o imană închinată Maicii Domnului, pentru că, da, închinată Maicii Domnului, care sunt aduse la sfinte de credincioșii, care m-au ascultat de la astea noastră, și au spus voi din mulți amaseni, și cu drag, de cât vă folosim, pe acest seminar să ne vizitați, să ne dați un flash, un model pentru suflet. Thank you.